Ceva lipsit astăzi ca să scoateți măcar un punct la gata. Ne-au lipsit golul, atâta golurile ne-au lipsit. Eu zic că am practicat, am venit să jucăm un fotbal. Eu zic că l-am practicat și în prima și în a doua repriză. Din punctul meu de vedere, un rezultat de egalitate era echitabil. Arbitrajul? Am stat cu ochii mai mult închiși, n-am văzut decât minutul 90 când jucătorul de la Gaz a simulat o accidentare, a pierdut 40 de secunde, iar după 10 secunde au creat superioritate de 2 contra 1. După ce a stat 10 secunde afară. Arbitraj foarte, foarte bun. Cine crezi că va promova? Noi, FC Brașov. Dacă aș avea astfel de arbitraje, cu siguranță FC Brașov, fiindcă am arătat în aceste etape că jucăm fotbal, jucăm un fotbal ofensiv, dar se pare că nu numai a juca fotbal îți trebuie pentru a câștiga puncte. Asta e. Am insinuat acea fază în minutul 93 când am deschis ochii mai bine și am văzut cum am pierdut 30-40 de secunde, iar după 10 secunde i-a dat drumul să intre și ne-au făcut superioritate de 2 contra 1. Din câte știu eu așa, se stă mult mai mult pe margine. Dar asta e viața. Alte întrebări?